60, eu m-am născut în 66 și când aveam deja vreo 7-8 ani și am înțeles că ăștia sunt oameni străini, sunt turiști care vin să ne viziteze, dar tradiția deja exista, deja se făcea și storceacul. Deja se făcea Deci se storceacul, făcea deja da. prin Și anii tot 60. spuneau, ce bun e, uite ce succes are bucătăresele între ele. Că Mult. dintr-un simplu borș au putut să facă un astfel de meniu atrăgător. Atrăgătoare erau bucățile, bineînțeles, dar și gustul. În timp au început să-l dreagă cu zer și colectau zerul de mai, când iarba era mai grasă și el era foarte gustos.